Grămată chiriarhală, Petronio prin Harul lui Dumnezeu, episcop al de Dumnezeu păzite Episcopia Sălajului, pentru râvna depusă în slujba Sfintei noastre Biserici Strămoșești, acordăm preacuvioasei Maici Starețe Marina Lupou crucea sălăjană, dată în reședința noastră episcopală din Zalău, la 15 august 2017, cu prilejul târnosirii Bisericii Mănăstirii Bic, cu arhierești binecuvântări, Petroniu, episcopul Sălajului. Vrednic ești, acție! Vrednic este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Hrisov, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu harul Sfântului Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită, începând cu anul 1996, a fost ridicată Sfânta Biserică cu Hramul Sfânta Treime din cadrul complexului monahal al Mănăstirii Bic. Sub coordonarea Preacuvioasei Maici Starețe Marina Lupou și prin osărdia viețuitoarelor mănăstirii, între anii 2001-2017 au fost realizate următoarele lucrări. În interior, pereții au fost tencuiți și pictați în tehnica frescă, s-au montat geamurile și ușile de acces, s-a turnat șapa de beton, pardoseala a fost acoperită cu parchet melaminat, s-a făcut instalația electrică și s-au montat candelabrele și aplicele pentru iluminat, baza stâlpilor de susținere a fost îmbrăcată în marmură, au fost instalate sistemele de încălzire pe calorifere și cel de sonorizare, s-au confecționat iconostasul din lemn de tei și cireș, stranele și scaunele din lemn de stejar, precum și mobilierul bisericesc, Sfânta Masă a fost placată cu marmură, s-au achiziționat două tetrapoade și un baldachin pentru o icoană a Maicii Domnului, iar la intrarea în locașul de cult a fost amenajat un pangar. În exterior, biserica și poarta de acces au fost încuite în terasit, s-a făcut acoperișul din tablă de aluminiu și zincată, s-au turnat trotuarele și scările de acces spre locașul de cult și au fost încadrate cu stâlpișori, a fost ridicat gardul de împrejmuire al bisericii, au fost edificate un altar de vară, o clopotniță, un lumânărar și 5 troițe, a fost amenajat un muzeu la subsolul locașului de cult și au fost ridicate un corp de chilii pe 3 nivele și alte clădiri anexe. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 5 milioane lei, fiind obținută prin finanțare de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Județean Sălaj, Prefectura Județului Sălaj, Primăria Orașului Șimleu Silvaniei și din donațiile unor societăți private din România și din afara granițelor țării, ale pelerinilor și ale altor binefăcători. Locașul de cult a fost sfințit după rânduiala canonică a Bisericii Ortodoxe Apostolice și Ecumenice de Răsărit, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, și prin așezarea Sfintelor Moaște în Sfânta Masă, de către Înalt Preasfințitul Părinte Atenagoras, Mitropolitul Grec-Ortodox al Mexicului, și de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul de Dumnezeu păzite Episcopii a Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși, în anul de la Hristos 2017, luna august, ziua 15-a, la prăznuirea adormirii Maicii Domnului, în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul României, Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, fiind înalt preasfințitul Părinte Andrei, în zilele păstoririi preacucernicului Părinte Dan Haiduc, protopop al protopopiatului și mleu Silvaniei, sub păstorirea preacuvioasei Maici Starețe Stavrofora Marina Lupou, distinsă astăzi cu crucea sălăjană, tuturor celor care au contribuit la ridicarea, împodobirea și înzestarea Sfintei Biserici, cu toate cele necesare săvârșirii Sfintelor slujbe spre preamărirea lui Dumnezeu și slava Bisericii noastre strămoșești ortodoxe române, Bunul Dumnezeu, cu nemărginita Sa iubire de oameni, să le dăruiască mântuirea sufletelor în veci. Amin. Semnează înalt preasfințitul Părinte Atenagoras, Mitropolitul Ortodox Grec al Mexicului, preasfințitul Părinte Petron, Episcopul Sălajului, dinpreună cu preoții și diaconii slujitori. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Atenagoras, preacucernici părinți membrei permanențe Consiliului Eparhial, preacuvioase Părinte Exar, preacuvioase Părinte Stareț, preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, distinse oficialități, iubiți credincioși, este o zi mult așteptată astăzi, iar lucrările în mare parte au fost menționate în hrisoul pe care Părintele Diacon l-a citit, însă mult mai multe le știe Maica Stareță, Părintele Duhovnic, și cu siguranță Dumnezeu și Sfinții care protejează această mănăstire binecuvântată. Ani grei, însă a venit momentul în care locașul de cult a fost târnosit. Asemenea unui copil care este botezat, biserica a fost stropită cu apă sfințită. S-au citit rugăciuni și cum la un copil după botez urmează mirungerea, biserica a fost unsă cu Sfântul și Marele Mir, au fost puse sfinte moaște de martiri în piciorul mesei Sfântul Altar, s-au citit toate rugăciunile, încă de acum înainte, biserica Mănăstirii Vic este sfințită, iar toți ctitorii care au participat în decursul anilor vor fi pomeniți cât va dura acest Sfânt Altar la prestolul acestia înaintea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, fiindcă hramul mănăstirii, hramul bisericii mănăstirii este adormirea Maicii Domnului, dar și în fața Sfântului Ioan Botezătorul, fiindcă și el este unul dintre ocrotitorii acestei mănăstiri binecuvântate de Dumnezeu. Ne bucurăm că la acest prilej a fost cu noi Mitropolitul Mexicului. Acum un an de zile a luat parte la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Maica Stareță m-a fost foarte impresionat atunci și a zis că îl roagă să revină și anul acesta pentru a fi prezent la târnosirea bisericii și a răspuns de atunci pozitiv. Deși nu mai este un om tânăr, s-a născut în 1941 în Statele Unite, în Chicago, la preasfinția sa, dintr-o familie de greci. A făcut studiile acolo și apoi facultatea de teologie în Grecia, a fost preot în Statele Unite, în Canada, apoi episcop vicar în Statele Unite, iar de 20 de ani este Mitropolitul Mexicului, având o eparhie nu chiar mică, are Mexicul, 7 țări în America Centrală, Venezuela și Columbia în America de Sud și toate Caraibele, deci 20 de țări în total. Ne bucurăm că le-a lăsat pe toate pentru a fi prezent astăzi cu noi la târnosirea Bisericii Mănăstirii Vic. Este o mare onoare, o mare bucurie și cu acest prilej, fiindcă se văd lucrările Maicii Starețe Marina, i-am oferit crucea sălăjană, fiind cea din tâi femeie care primește această distinție pentru hărnicia, vrednicia și întreaga muncă depusă aici. Dumnezeu să-i ajute, la fel și la voastră, toți care ați jertfit,
ne-am fi bucurat să fie și mulți care au trecut în acest timp la Domnul, așteptând să vadă cu ochii lor ziua de astăzi. Însă a trecut mult timp de la punerea pietrei de temelie, dar noi cei prezenți ne bucurăm și aceia care s-au dus la ceruri și ei jertfind pentru această mănăstire și ei sunt ctitori împreună cu noi și sunt prezenți la acest eveniment măreț de astăzi. Îl rugăm cu acest prilej să spună în altă Sfântă Mitropolit câteva cuvinte. Your grace, my most beloved brother, Bishop Petroni of Zalaj. Preasfânta voastră, Părinte Petron Zalajului. I wish to initially express my immense gratitude to you. Vreau să-mi exprim imensa mulțumire față de preasfinția voastră. For the opportunity to be here with the faithful of your holy diocese. Pentru a fi astăzi împreună cu credincioșii din eparhia pe care o păstoriți. In this holy monastery. În această sfântă mănăstire. To celebrate the liturgy and to consecrate the church of the Dormition of the Theotokos. Pentru a săvârși împreună sfânta liturghie și pentru a târnosi această biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului. I offer my gratitude to Patriarch Daniel and Metropolitan Andrei for the opportunity to be here with you. Le mulțumesc Patriarhului Daniel și Mitropolitului Andrei de la Cluj pentru că mi-au acordat permisiunea a fi astăzi aici. And I offer my warmest appreciation to the Mother Superior Stavrofora Marina. Și mi-a exprim cea mai mare mulțumire Maicii Stavrofore, Starița Marina. And the sisters of this monastery, this convent. Și maicilor din această mănăstire. For inviting me to be here today. Fiindcă m-au invitat să fiu astăzi aici. And for the gift of these holy vestments, which is a gift of the monastery. Și pentru aceste veșminte care ne-au oferit în dar astăzi cei de la mănăstire. Monasticism is an very important part in the life of the Orthodox Church. Mănăstirile, viața monahală sunt foarte importante în viața bisericii. In the parishes with our brother priests. În parohiile unde slujesc preoții care sunt de față. We are invited to be a community together in the communion of the saints. Ne bucurăm să fim împreună în comuniunea sfinților când suntem invitați. Celebrating the divine liturgy and the other sacraments for the glory of God. Săvârșind sfânta liturghie și alte slujbe spre slava lui Dumnezeu. And for our spiritual gratification. Și pentru mulțumirea noastră spirituală. But every so often, 2, 3, 4, 5 times a year. Dar de 4, 5 sau câteva ori pe an. We must visit our monasteries. Ne ducem la mănăstirile noastre. So that we can receive the spiritual blessing of God in these holy places that have been established for the glory of His kingdom. Pentru a primi aici binecuvântarea lui Dumnezeu, acestea fiind înființate spre slava lui Dumnezeu. Christ says, "Where there are 2 or 3 gathered in my name, there also am I." A spus Domnul Hristos, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor. Today we are not only 2 or 3. Astăzi nu suntem doar 2 sau 3 împreună. We are hundreds and thousands gathered in the name of God. Ci suntem sute și mii adunați în numele lui Dumnezeu. Christ is here with us today. Iisus Hristos este astăzi împreună cu noi. He is present in this holy monastery. Este prezent în această sfântă mănăstire. He is present in this holy diocese. Este prezent în această episcopie. He is present in all the parishes of all the priests of this diocese. Și este prezent în fiecare parohie unde preoții de aici slujesc în această eparhie. And more than that, he is present in the heart and soul of every one of you. Și mai mult decât atât, se prezent în fiecare suflet, în inima fiecăruia dintre dumneavoastră. The Holy Spirit came down on this holy altar. Duhul Sfânt s-a pogorât în acest sfânt altar. And consecrated bread and wine to become the precious body and blood of Jesus Christ. Și a prefăcut pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului.
so that we may continue our journey in life being one with him. Încât noi călătorim întotdeauna cu el în această viață. So today this is your spiritual journey. Astăzi este o zi spirituală pentru dumneavoastră. Once again, încă o dată, to be with God, să fiți cu Dumnezeu, to be with our Lord, să fiți cu Domnul nostru, to glorify our Savior, să-l slăviți pe Mântuitorul, to ask for the intercession of the Virgin Mary, să-i cereți Maicii Domnului să se roage pentru dumneavoastră, and the intercession of all the saints, și toți sfinți să mijlocească pentru dumneavoastră, to seek the blessing of our bishop, să cereți binecuvântarea episcopului, who is our father, care este părintele spiritual, the blessings of our spiritual fathers who bless you in your churches, binecuvântările părinților care vă binecuvântează în biserici, and the blessing of Reverend Mother Marina and her sisters, și binecuvântarea Maicii Marina și a maicilor de aici de la mănăstire. You need to be very happy today. Trebuie să fiți foarte fericiți astăzi. I have come to you from thousands of miles away. Am venit aici de la mii de kilometri departare. My diocese is new. Eparhia mea este una nouă. Only 20 years. Există doar de 20 de ani. Yours is over 1,700 years. Pe când biserica de aici este veche de 1,700 de ani. The Church of Romania is the continuation of Pentecost from 2000 years ago. Biserica Ortodoxă Română este o continuare a bisericii care a fost înființată la pogorârea Sfântului Duh acum 2000 de ani în urmă. Reverend Mother, my Pentecost started 20 years ago. Maica stareță, la mine în eparhie doar acum 20 de ani a pogorât Duhul Sfânt. We are a new church. Noi suntem o biserică nouă. We do not have Greeks in Central America and the Caribbean. Nu avem greci în America Centrală și în Caraibe. But the Latin Americans love Orthodoxy. Însă America Latină iubește Ortodoxia. Yes, they are preeminently a Roman Catholic region. Cei mai mulți sunt romano-catolici acolo. But in the last 20 years, tens of thousands. Dar în ultimii 20 de ani, zeci de mii de credincioși are knocking on my door asking for orthodoxy. Mă bat în ușă spunându-mi că vor să devină ortodoxi. The orthodoxy that you received from your grandparents and your parents and the past generations. Ortodoxia pe care ați primit-o de la părinții, bunicii și înaintașii acestora. The orthodoxy which you received from your priests and your bishops. Ce a primit-o de la preoți și episcopi dumneavoastră. For centuries. De secole. Today, Haitians and Cubans and Guatemalans and Colombians and Mexicans. Astăzi, columbieni, haitieni, mexicani și alții din America Centrală și Latină are receiving orthodoxy today. Ei primesc ortodoxia astăzi. 20 years ago I started my metropolis with 5000 faithful in 20 countries. Acum, only 5000. Acum 20 de ani când m-am dus acolo, metropolia era nouă și avea în 20 de țări doar 5000 de credincioși. Today we are 550,000 Orthodox. Astăzi suntem 550,000 de ortodoxi. Guatemalans in Guatemala with Guatemalan priests. În Guatemala avem comunitate guatemaleză cu preot local. Cubans in Cuba with Cuban priests. La fel în Cuba comunitate cubaneză cu preot cubanez. Mexicans in Mexico with Mexican priests. La fel în Mexic. The same in Colombia and the other areas of my metropolis. La fel în Columbia și în celelalte țări din metropolia mea. What you have, they are now asking to receive. Ceea ce aveți dumneavoastră, acum ei cer să primească. What is yours for centuries is ours now, just now. Ceea ce aveți dumneavoastră de secole, ei au doar astăzi. So if I have one message, my brother, dacă este să transmit un mesaj to you humbly and to the brother priests, și preoților de aici, to the Reverend Mother, maicii starețe, and the sisters, maicilor, and to all of you mothers, fathers, grandmothers, grandfathers and children, și tuturor celor de aici, poporul binecredincios, keep the Orthodox faith alive. Păstrați credința ortodoxă vie.
Orthodoxy is the only real possible road to salvation. Singura cale adevărată spre mântuire este ortodoxia. I have come here. Am venit aici. And in a few days I will return to Mexico. Și mă întorc în câteva zile în Mexic. But I will return rejuvenated and renewed spiritually. Dar mă întorc acolo reînnoit spiritual, primenit duhovnicește. Because of you and you, my brothers. Din cauza voastră tuturor. And because of all of you. Episcopului, I will go to Mexico and tell my faithful in Cuba and in Haiti and Colombia and elsewhere. Mă duc în țările mele să le spun credincioșilor de acolo. In Romania, the Orthodox faithful are praying for us. În România, credincioșii ortodoxi se roagă pentru noi. In Romania, the Orthodox faithful are asking that the Holy Spirit will be present in our ministry as well. Credincioșii din România se roagă ca și în țările noastre din America Latină, Duhul Sfânt să coboare peste misiunea noastră. We have our first monastery in Mexico. Avem prima mănăstire în Mexic, precurioasă Maică, acum. Established 7 years ago. Cu 7 ani în urmă a fost înființată. It is in one house of 2 rooms. Într-o casă cu două camere. With 3 nuns. Cu 3 maici. And our spiritual father and the reverend mother. Și stareța și un părinte duhovnic. Maybe. Probabil. Maybe. Poate. With your love and your blessings. Cu iubirea și binecuvântarea dumneavoastră. With your spiritual support and love for world orthodoxy. Cu sprijinul dumneavoastră tuturor pentru lumea ortodoxă. 100 years from now we will have a monastery like this one. Peste 100 de ani putem avea o mănăstire ca și aceasta. Do not take this holy place for granted. This is your home. Nu este ceva închiriat, este casa dumneavoastră. Guard your faith. Păstrați-vă credința. Be proud to be Orthodox Romanian. Fiți mulțumiți că sunteți credincioși români ortodoxi. I only ask of you in closing one gift. Vă rog să-mi faceți un dar mie. Please remember my humble ministry in your prayers. Vă rugăm să ne țineți, să ne pomeniți în rugăciunea voastră. Your grace, I need your prayers. Am nevoie de această rugăciune. My reverend brothers, remember me in the proscomedia. Pomeniți-mă, părinților, la proscomedie. I am unworthy, but we serve the same Jesus Christ. Pentru că pe același Hristos îl slujim. And we need Reverend Mother your prayers and the prayers of this monastery. Maică stareț, avem nevoie să vă rugați pe noi și maicile aici de asemenea. And please. Vă rugăm. Remember Mexico. Pomeniți Mexic în rugăciune. And this unworthy bishop. Și pe acest episcop. In your prayers. În rugăciunile dumneavoastră. So that we too can grow in faith and love. Încât noi să creștem în credință și în iubire. Slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Now and ever. Acum și pururea. Amen. Amin. Cardinal Preasfinția voastră, Preasfinție Părinte Mitropolit Atenagoras, Preasfinția voastră, Părinte Episcop Petroniu, Preacucernice Părinte Vicar, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți și maici, iubiți credincioși, iată, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea. O zi mare pentru mănăstirea noastră. Mulțumim Bunului Dumnezeu și preasfințiților părinți, Preasfințitului nostru, Părinte, că ne-a făcut bucuria și l-a adus din nou pe înal Preasfințitul Mitropolit aici la noi. Ca să târnosească această lucrare dumnezeiască de făcută de aici, de la noi, în Sfânta Mănăstire Bic, care o iubiți. Dacă n-ați iubit-o, n-ați venit aici. De aceea, iubiților, distințiile care mi le-a dat Preasfințitii, Preasfințitul nostru, prin hotărârea permanenței noastre de la Sfânta Episcopie,
nu-l secuvin numai mie, secuvin dânșilor, dumneavoastră tuturor, care călcați pragul mănăstirii în fiecare an și acum la adormire și la tăiere capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tuturor, Dumnezeu v-a încununat pe toți binefăcătorii din țara asta noastră dragă și din județul nostru și de peste hotare. Menționez țările prin care am trecut. America, Canada, Franța, Italia, Germania. Prin toate țările pe unde am trecut, unde preasfințiții noștri, părinți episcopi și preoții noștri de acolo și credincioșii noștri români m-au primit în sfintele biserici ale noastre românești acolo. Nu disperăm, iubiților! Ortodoxia, cum a spus înalt preasfințitul, ortodoxia în lumea întreagă astăzi face apostolat. În alte țări și în alte orașe, în afara țării noastre, bisericile în general sunt goale, dar comunități ortodoxe se înființează. Am participat nu odată la înființarea comunităților ortodoxe. De aceea, cum spunea un creștin, l-a spovedit odată, vă spun asta, că mi-a rămas în suflet. S-a plâns la preot când s-a spovedit: Părinte, pleacă lumea din țară, se golește țara. Și preotul i-a zis: Nu, fiule, ci oriunde se va vorbi limba română și se va sluji sfânta liturghie în limba română, este tot ortodoxie și o Românie. Așa, iubiților, că să fim fericiți, că creștinii noștri din România, din Grecia, fac misiune și apostolat toată ortodoxia din lume. Am trecut și am intrat și m-am rugat în biserici ortodoxe, toată ortodoxia, bulgari, ruși, greci, români, sârbi și toată ortodoxia noastră în toată lumea am pus zi. Preasfinția voastră, încă o dată, vă mulțumesc pentru distinție. Nu m-am așteptat la așa ceva, cam aveam eu acolo distinții. Nu m-au încântat prea mult decât m-au încurajat. Dar mă bucur foarte mult. Acum pot să zic și eu, cum a zis dreptul Simeon, acum sărvozește pe robul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, că văzură biserica sfințită. Iubiților, vă fericesc pe toți cei ce ați ajutat acest locaș. Ferice de dumneavoastră! Cum a zis odată o călugăriță către mine când eram începătoare în mănăstire: Soră, fii atent, ai intrat în mănăstire, la Dumnezeu îi primit și un pai dacă îl iei de aici și îl muți dincolo. Dar dumneavoastră care ați făcut atât de mult, care vă știe Dumnezeu, îi spunea la preasfințitul, îmi zicea să facem diplome de aprecieri. Apoi am zis, preasfinția voastră, ca să facem diplome de apreciere, la câți au făcut bine în mănăstirea asta, ne trebuie un jamantan, dacă nu și mai mult de diplome. Nu le gătăm. Dar așa, diplomele să vi le dea Dumnezeu. S-au jertfit aici mulți, cum am menționat la început, dar nu pot să trec. Preasfinția voastră, v-am spus personal, dar spun și public, pentru că am frumusețat și a împodobit această biserică cu pictura frumoasă care ați văzut-o, de care suntem bucuroși, un domn pictor, Radu Chendea, care, iubiților, a rămas în istoria mănăstirii Bic, cum a rămas Manole la curtea de Argeș, marele meșter, pentru că dânsul, când a terminat pictura înfricoșatei judecăți care o să o vedeți în biserică, am dat schela jos, a plecat acasă la Moldova, la Humor, și n-a mai venit niciodată, ci s-a dus când să vină să continue pictura, să încheiem
a mers la Domnul. L-a avut un cancer ascuns care l-a răpit în 3 săptămâni. Dumnezeu să-l ierte, am spus aceasta ca să-l odihnească Dumnezeu. Și pe toți morții care au trecut dintre ctitorii acestui sfânt lăcaș, iar la cei vii să vă dea Dumnezeu cei mai sfânt și scump, mântuirea. Mă bucuram ieri, iubiților, când am văzut că au venit norodii cu tine. Dea Dumnezeu ca tinerii noștri și de aici cât sunteți și ai sălajului, care acum în 17 este o tabără de tineri care va fi o întrunire și o binecuvântare care o primim de la preasfințitul nostru și de la înalt preasfințitul care va fi de față, să vă binecuvinteze pentru tinerii sălajului, o întâlnire duhovnicească. Așa că ne bucurăm ca tinerii care sunt aici, care sunt în alte părți, să fie urmașii dumneavoastră și urmașii lui Dumnezeu, așa pe urmele pe care ați venit dumneavoastră la Sfânta Mănăstire și mergeți în biserici, să vină și ei, că de nu vor veni și vor greși cărările și vor lua pe cărări greșite, va fi vai și de ei și de noi și de țară. Să avem mare grijă, tineri dragi, întoarceți-vă spre Dumnezeu, că voi sunteți viitorul lumii și a țării de mâine. Eu când mă pornesc mă mai pot opri, dar vă rog să mă iertați, preasfinția voastră, că am umie prea mare bucuria. De aceea vă zic încă o dată, Dumnezeu să vă dea sfânta mântuire, iar la preasfințitul îi mulțumesc, mi-a dat cea mai înaltă distinție din eparhia noastră a Sălajului. Dumnezeu să-l țină și să-i țină mulți și fericiți ani! Uitați, mi-a dus părintele consiliar aminte că vine 29, știm cu toții că în luna august noi avem două sărbători, două hramuri. Așa vine să rămână preasfinția voastră. Când am vorbit cu preasfințitul de diplome, am zis, preasfinția voastră, știu că se pun în piciorul Sfintei Mese când se sfințește, se târnosește Sfânta Masă și Biserica, acolo unde pecetulește preasfințitul cu târnoseală, cu ceară, am pus pomenicile tuturor pe care vă știu și ați contribuit de când am început această Sfântă Mănăstire. Sunteți acolo și a zis preasfințitul nostru, așa m-a întărit și m-am mângâiat de mult cuvântul acesta. Această pomenire și aceste pomenice care le puneți în piciorul Sfintei Mese face mai mult decât o diplomă sau mai multe diplome. Așa că toți care ați contribuit să fiți fericiți, cât a ține Dumnezeu lumea și Sfânta Liturghie să vă servi, sluji pe acest Sfânt Altar, o să fiți pomeniți în cerul. Să rămână încă o dată preasfinția voastră și vă dăm cerul.